Astăzi, în jurul orelor 16 și 10 minute, polițiștii rutieri au fost sesizați despre producerea unui accident rutier grav în municipiu. Din primele informații se pare că un bărbat a condus un triciclu pe strada Constantin Brătescu din municipiul Constanța, iar la un moment dat, ajungând la intersecție cu strada Mihai Viteazu, nu a respectat semnificația indicatorului oprire, astfel că a pătruns în intersecție, moment în care a fost lovit de un autoturism taxi și de un alt autoturism, deci două în total. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a pasagerei de pe triciclu, dar și a conducătorului auto de pe triciclu și a primului conducător auto. Polițiștii rutieri efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală gravă din culpă și vătămare corporală.